Vreau, frați și surori, să vă invit acum cu respect să ascultăm un cuvânt din Scriptură, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15. Citesc doar de la versetul 25 până la versetul 32, pagina 1010 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 25. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el de răspuns a zis tatălui său, Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai mă, mi dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Aveți să ocupați lucrurile. N-am pretenția în această dimineață că o să vă spun lucruri noi. Știu că în vremea în care trăim, noul este cel care are trecere pe piață. Numai că Sfânta Scriptură ne învață că și repetarea anumitor lucruri din Scriptură, din voia lui Dumnezeu, nouă ne este de folos. Și chiar dacă în această dimineață nu o să spun lucruri noi, mă rog lui Dumnezeu ca ceea ce am citit din Scriptură și ceea ce voi spune cu ajutorul Domnului să ne folosească. Chiar dacă am citit un fragment din pilda Domnului Iisus Hristos, sunt convins că toți știi despre ce este vorba. Despre fiul acela care într-o zi și-a luat lumea în cap, a plecat de acasă, a trăit în păcate, în fără de legi, în mizerie și când a ajuns în punctul cel mai de jos a vieții și a venit în fire, i-a venit mintea la loc și a zis, o să mă întorc acasă la tatăl meu. N-am merite, n-am vrednicie, nu sunt vrednic să mai fiu ce-am fost înainte, dar o să mă întorc acasă la tată și o să spun, tatăl primește-mă ca pe slugă. S-a întors acasă. Și spune Sfânta Scriptură că după ce s-a întors acasă, tatăl său a făcut o sărbătoare. Cum toți știți ce înseamnă sărbătoare? Înseamnă, printre altele, să celebrezi un eveniment. Ceva foarte important care trebuie să fie subliniat. Și spunea tatăl acesta către, către fiul cel mare, trebuia să ne veselim, să ne bucurăm. Acest Frate al tău a fost mort, a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Trebuia să ne veselim. Poate că vă întrebați dacă este vreo legătură între ce am citit și ceea ce se petrecează în Casa lui Dumnezeu. Dragii mei, știți foarte bine că obișnuim să zicem aceste zile, prima zi din lună, prima duminică din lună, când venim la Casa lui Dumnezeu și stă masa asta înaintea noastră, obișnuim să-i spunem sărbătoare. E sau nu e sărbătoare? Frății mei, sărbătoare, spuneam, celebrează ceva, comemorează ceva, dacă vreți. Un eveniment important. Și întrebarea mea este dacă ceea ce noi în ziua de astăzi încercăm să rememorăm e foarte important pentru noi sau nu important. Jertfa Domnului Isus Hristos, prețul de răscumpărare pentru mântuirea noastră, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. E important asta sau nu important? Numai că, întorcându-mă la pilda Domnului Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură că în toiul acestei sărbători, cineva a decis să nu participe la sărbătoare. Sărbătoare înseamnă, spuneam, să celebrăm, dar înseamnă bucurie și înseamnă să ne adunăm. Zile trecute am vorbit cu cineva de peste o tare care îmi spunea că fiul lui care era plecat undeva mai departe a venit acasă că a fost ziua mulțumirii. Thanksgiving la american. Și a venit acasă, se adună. Tatăl acesta a strâns, a adunat, a încercat să aducă împreună familia la sărbătoare. Erau acolo și robi, poate și prieteni, ca așa e sărbătoarea. Ei, dragii mei, numai că în toiul acestei sărbători, unul din casă, din familie, a decis să nu participe la sărbătoare. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat vreodată să decideți să nu participați la sărbătoarea asta? S-a întâmplat? Asta de aici, de la biserică. Și întrebarea este de ce? Dacă ar fi să răspundem fiecare dintre noi, de ce când am decis să nu participăm, am decis să nu participăm? Care sunt motivele? Și am găsit o grămadă, unele scuze doar, de-a dreptul scuze. Uneori am descoperit păcat în viața mea când m-am cercetat, alții nu au decis să nu participe pentru că nu consideră că e foarte important. Despre asta vreau să predic în câteva minute în continuare, dragii mei, despre omul care decide să nu participe la sărbătoare. Și n-am să aduc foarte, motive, foarte multe motive din cauza cărora decide cineva să nu participe, vreau să mă folosesc doar de textul din Scriptură pe care am citit în această dimineață și să învățăm de la băiatul ăsta mare de ce a decis el să nu participe la sărbătoare, că s-ar putea din aceleași motive noi să decidem uneori să nu participăm la sărbătoare. Dragii mei, primul răspuns este că tânărul ăsta, a decis să nu participe la sărbătoare din cauza unei atitudini de superioritate. Știți foarte bine, e în practica noastră, recunoaștem, nu recunoaștem, că obișnuim să ne comparăm cu alții. Încercăm să ne uităm la alții, să ne uităm la noi. Și culmea, dragi frați, stimate surori, aproape de fiecare dată ne comparăm cu cineva și noi ieșim mai bine decât celălalt. E adevărat sau nu e adevărat? Nu-mi dați dreptate. Fie că ne comparăm cu persoanele cu care ne convine să ne comparăm, să ieșim noi bine, fie că întotdeauna ne vedem pe noi mai bine decât pe alții. Trebuie să vină Dumnezeu să ne strângă cumva cu ușa și atunci să ne coborâm cu picioarele pe pământ să vedem cine suntem de adevăratele. Știți că la un moment dat. Saul se ducea împăratul Saul se ducea așa, de undeva de pe, de pe o înălțime, David a strigat la el. Știți ce a zis Saul când l-a ascultat pe David strigând la el? A zis David către el, de ce îți tu ureche la uh, vorbele oamenilor care zic că David îți vrea răul? Uite, erai în mâinile mele. Puteam să-ți fac răul. Puteam să spun capăt vieții, dar uite, ți-am dat drumul. Știți ce a zis Saul de undeva de departe? Tu ești mai bun decât mine. Rar se întâmplă lucrul acesta. Trebuie să ne strângă cumva Dumnezeu, să ne aducă cumva într-o situație complicată în viață și dacă în situația complicată ne punem pe lângă cineva, chiar dușmanul nostru, dacă ar fi, să zicem, tu ești mai bun decât mine. Dar de regulă. De regulă. Când ne comparăm cu alții, e și mai bine tânărul ăsta mare îl provoacă cumva pe tatăl său să facă această comparație. Tată, uită-te la mine și uită-te la el. Eu acasă, el pleca de acasă. Eu la muncă, el la distracție. Eu te respect, el îți întoarce spatele. Eu bun, el rău. Tată, chiar nu vezi diferența? Chiar nu vezi diferența? Nu vezi că eu sunt bun și el este rău? Chiar nu vezi diferența? Nu faci diferența? Ma, frații mei, vreau să vă întreb un lucru. Dumnezeu face diferența între un bun și un rău. Ce ziceți? Face sau nu face? Sunteți siguri că o face? Dumnezeu face diferența în mod absolut, dar nu face când gândim noi și cum gândim noi. Că dintr-o altă perspectivă, Dumnezeu nu face diferența. Ascultați-mă! Dacă este un om nemântuit, e moral, familist, corect, cum îl numește Dumnezeu pe un asemenea om? Nemântuit, dar moral, familist și corect. Cum îl numește? Păcătos. Pierdut. Mort în păcate și fără de legi. E adevărat, frații mei. Saul din Tars era unul dintre aceștia, după cea mai îngustă partidă a fariseilor după care își trăia viața. Și, dragii mei, erau oameni care respectau legea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, zice Pavel despre sine, cel din tăi dintre păcătoși. Este un altul imoral, hoț, poate criminal, cum îl numește Dumnezeu pe omul ăsta? Păcătos. E adevărat? Și într-o zi omul ăsta moral, corect, și omul ăsta imoral și, și, cufundat în mizerie, se întâlnesc cu Evanghelia, se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și îi mântuit și asta și îi mântuit și asta. Dragii mei, vreau să vă întreb, ăsta e mântuit de categoria întâia și ăsta e mântuit de categoria 2 a Nu, frații mei, amândoi sunt copii ai lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Deci, mei, marea problemă acestui băiat era că el se considera superior fratelui său. Dar tata nu făcea diferența, a venit tânărul ăsta risipitor acasă și a zis, nu-ți vrei să fiu fiu, primește-mă ca pe un argat. Și a zis, tata, nu, nu, te primesc ca pe fiu. Și când tata se uita la cel ce a fost plecat, îi zicea fiu, și când se uita la cel mare care a rămas acasă, îi zicea fiu. Noi ne uităm unii la așa și știm pe unde a umblat în viață cu tare. Și vine aici. Și eu am fost de mic în casa lui Dumnezeu. Și zic, eu sunt altfel decât el. Nu, nu. Dacă s-a întors la Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu este Copilul lui Dumnezeu. Atitudinea asta de superioritate, dragii mei, m-ar putea determina uneori să decid să nu particip la sărbătoare. Nu pot participa cu ăsta la sărbătoare sau cu ăștia la sărbătoare. Că sunt altfel. Înaintea lui Dumnezeu dacă ne-am pocăit și dacă ne-am întors la Dumnezeu, unii de 20 de ani și alții de două zile, suntem copii ai lui Dumnezeu. Oameni spre care Dumnezeu din cer și-a îndreptat îndurarea și și-a îndreptat mila sa și-a pus peste noi jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, de aceea ar trebui să abandonăm atitudinea asta și să fim împreună ca familia lui Dumnezeu și să decidem să fim la sărbătoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, dragii mei, băiatul ăsta, tânărul ăsta decide să nu participe la sărbătoare din cauza unei atitudini de nerecunoștință. Este aici, în pasajul acesta, o expresie, poate am mai amintit -o în locul acesta, a citit-o în Biblie și o știți foarte bine, o, o expresie răscolitoare. Zice băiatul ăsta către Tată. Niciodată nu mi-ai dat nici măcar un iert adică niciodată nu mi-ai dat nici cel mai neînsemnat lucru Făți mei poate v-am mai întrebat să vă spună copilul dumneavoastră așa părinți dragi cum v-ați pe dinăuntru niciodată nu mi-ai dat nici cel mai neînsemnat lucru frății mei chiar așa de tiran să fi fost tatăl ăsta, încă să nu-i fi dat acestui băiat chiar nimic? Doar îl ține în casă, doar îi dădea să mănânce, doar îi dădea haine să îmbrace, un locul de să se adepostească și tu să vii să spui, nici odată nu mi-ai dat nici cel mai mic lucru. Dragii mei, știți, când Dumnezeu ne dă nouă ceva. Dumnezeu ne spune și cum să folosim. Problema acestui băiat era cam asta. Niciodată nu mi-ai dat ceva asupra căruia să decid cum vreau eu. Dacă eu vreau să petrec cu prietenii, să am libertatea să iau ce-mi dai tu să petrec cu prietenii. Nu să-mi spui tu, tată, ce să fac, cum să fac, cum să. Cum să-mi petrec timpul? Cu cine să-mi petrec timpul? Când Dumnezeu ne dă ceva, ascultați-mă, Dumnezeu ne spune cum să folosim. Vă convine asta sau nu vă convine? Îți dă Dumnezeu o casă și -o slavă Domnului că avem. Dar știți că Dumnezeu îți spune cum să-ți folosești casa. Știți? Adu în casa ta pe cel fără adăpost. Vă convine asta? Dumnezeu ne dă hrană, ne dă pâine. Pâinea simbolizează în scriptură hrana de care avem nevoie. Ei zice, Sfânta Scriptură, ai pâine, ți-a dat Dumnezeu pâine. Împarte-ți pâinea cu cel Vă convine asta? Da, nu pot să o folosesc cum vreau eu. Dumnezeu ne dă haine și, slavă Domnului, că le avem și de sărbătoare și de nesărbătoare. Și Dumnezeu îmi spune cum să folosesc. Ai două haine. Ziceți mai departe. Dă la cel ce n-are niciună. Asta nu-mi convine. Că nu pot să folosesc cum vreau eu, n-am această libertate, nu sunt recunoscător pentru că n-am ceva care să am, să fie al meu, să decid cum vreau eu. Dragii mei, Știți că noi dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de Dumnezeul acesta chiar și în detaliile astea pe care, de care v-am spus mai înainte? Că dacă cer de la Dumnezeu ceva, să fie al meu în sensul să am libertate să fac ce vreau, s-ar putea să nu primesc niciodată de la Dumnezeu. Zicea Apostolul Iacov în Noul Testament, cereți și nu primiți. De ce? De ce, frații mei? Pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Adică să faceți ce vreți voi cu ceea ce ați vrea să primiți de la Dumnezeu. Ori Dumnezeu s-ar putea să nu-ți dea. Pentru că atunci când Dumnezeu îți, dă, Dumnezeu îți spune și cum să folosești și ce să faci. Cum vreau să vă întreb, dragii mei, suntem aici la sărbătoare, avem pentru ce să-i fim recunoscători lui Dumnezeu sau nu avem? A făcut ceva Dumnezeu pentru noi. Ne-a dat Dumnezeu ceva. Când ne uităm la masa asta pe care este pâinea și rodul viței, gândiți-vă, undeva în capul listei de binefaceri de la Dumnezeu ar trebui să fie jertfa Domnului Iisus Hristos dincolo de pâine, dincolo de haine, dincolo de sănătate, dincolo de casă, dincolo de familie, dincolo de bani mult sau puțin, dincolo de ce vreți dumneavoastră, în capul listei ar trebui să fie jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că este expresia desăvârșită a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine. A dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară și să, -l să aibă viață veșnică. S-ar putea să decid să nu fim la sărbătoare pentru că, așa ca și fiul acesta să zic, n-am pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu. N-am pentru ce să fiu recunoscător lui Dumnezeu. În treilea rând, dragii mei, s-ar putea să decidem să nu venim la sărbătoare pentru că așa a făcut tânărul acesta din Biblie, din cauza unei atitudini de nemulțumire. Cred că știți foarte bine că trăim într-o -o, într cultură a nemulțumirii, într-o vreme a nemulțumirii. Oamenii vor fi nemulțumitori, spune în, în 2 Timotei capitolul 3. Așa e în vremea asta. Nemulțumiți de toate lucrurile. Și poate mai presus de toate, nemulțumiți de Dumnezeu. Tânărul ăsta de aici, din Scriptură, a fost nemulțumit de Tatăl său, de deciziile pe care le lua, le lua Tatăl său. Tânărul ăsta ar fi vrut să îi spună tatălui ce decizii să ia. Vreau să vă spun, este un tată în familie în poziția să aibă posibilitatea să ia decizii sau nu? Ce ziceți? Tânărul ăsta cumva i-a sugerat tatălui și a zis, n-ar fi trebuit să îl primești pe fiul ăsta acasă, sau dacă l-ai primit, nu așa, nu în poziția asta, nu cu sărbătoare, cu muzică. Cu jocuri, cu petrecere, nu cu, nu în felul acesta. Îi sugerea cumva cum ar, trebui să, cum ar fi trebuit să se comporte tatăl. Chiar era nemulțumit de decizia tatălui său. Vreau să vă întreb. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți nemulțumiți de deciziile pe care le ia Dumnezeu? Pentru dumneavoastră, pentru casa noastră, pentru viața noastră. Vi s-a întâmplat vreodată? De ce Dumnezeu de ce cu mine așa și cu altul altfel? De ce peste mine și peste casa mea și peste viața mea una și alta nu ies dintr-una și într un alta și pe alții Dumnezeule, îi colegi mereu? De ce? De ce iei decizia asta în ce mă privește pe mine? Și cu această nemulțumire trăim în viață și, dragii mei, este cancerul care ne roade pe dinăuntru și ne fură bucuria. Noi avem impresia că suntem în poziția sau în postura să-i spunem lui Dumnezeu ce să facă. Știți, le-a spus, Domnului, le spus Domnul Iisus cam cum se vor derula evenimentele, că va fi, vor ajunge la Ierusalim, va fi dat în mâinile celor fără de rege, va fi uh, omorât și a zis Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple una ca asta. Adică să nu te duci la cruce. Petru îi spune să nu meargă la cruce, Dumnezeu din ce îi spune să meargă la cruce. Deci, mei, Dumnezeu are planul, are deciziile lui. Unele le sunt descoperite, altele nu sunt descoperite. Dar Dumnezeu este suveran să decidă cum vrea El. Și eu aici pe pământul acesta care nu-L înțeleg pe Dumnezeu, că n-am cum să-L înțeleg, că e dincolo de limitările mele, trebuie să accept voia lui Dumnezeu. De aceea a zis Domnul Iisus Hristos, voia ta să se facă Dumnezeule. Eu aș vrea altfel. Aș vrea să se să de la mine. Știu că poți să îndepărtez paharul ăsta. N-am nicio îndoială, poți! Dar dacă nu vrei, voia ta să se facă Dumnezeule. Și am mers pe drumul ăsta la ascultării de voința lui Dumnezeu, conștient că după groapa asta adâncă vine învierea și apoi vine înălțarea. Frății mei, nemulțumirea noastră este uneori de felul în care Dumnezeu decide, de felul în care Dumnezeu lucrează. Că băiatul ăsta a fost nemulțumit pentru că nu i-a dat tatăl după cum merita el. Zicea, eu slujesc ca un rob, aș merita. Dar, frații mei, vreau să vă întreb, ce este pe merit în viața dumneavoastră? Ce e pe merit? că har de la Dumnezeu. Dragii mei, nu-i pe merit. Noi nu avem merite înaintea lui Dumnezeu cu care să, să, dăm bustă la porțile cerului, să batem tare în poarta cerului. Dumnezeu le deschide -ne, că merit. Nu, nu, dragii mei. Dacă într-o zi Dumnezeu deschide ușa, e hard de la Dumnezeu. Nu că am forțat-o noi foarte tare cu meritele noastre, cum zicea fariseul, postez, dau zeciuială și ușa se deschide. E hard dacă se deschide ușa de la Dumnezeu. Să să fie numele Domnului. Când trăim cu această nemulțumire în ființa noastră legată de deciziile lui Dumnezeu, de cum se poartă Dumnezeu cu noi și de felul că, cum se poartă cu alții mai bine decât cu noi, zicem noi, dragii mei, că așa zicea băiatul ăsta, cu el te porți așa și mie, mie nu-mi dai nimic. Purtăm această boală lăuntrică care se cheamă nemulțumire. Și el a decis să nu participe la sărbătoare din cauza acestei nemulțumiri. În stătea afară. Nefericit! Îndurerat! Stătea afară, în loc să participe, să intre înăuntru la sărbătoare, să guste din bucuria asta că familia s-a reunit, dragii mei, sau cum suntem noi aici, familia lui Dumnezeu s-a adunat la sărbătoare. Stă afară, ros pe dinăuntru de nemulțumire. Și un singur lucru mai spun și apoi închei, dragii mei. Al patrulea lucru, dragii mei, omul ăsta a decis să nu participe la sărbătoare din cauza neiertării atitudinii de neiertare. Vreau să vă întreb, tânărul ăsta care și-a luat într-o zi bagajul și s-a dus de acasă și a trăit pe unde a trăit, era păcătos sau nu era păcătos? Frați și surori, păi avea dreptate băiatul ăsta mare care a zis ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, ți-a întors spatele cu alte cuvinte, era păcătos. Și foarte bine știm noi legea asta că pentru păcat se plătește. Mai devreme sau mai târziu. Numai că Dumnezeu. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru asta. ce deci mi-a pus o altă lege. Când cineva se căiește de păcatul lui, Dumnezeu oferă iertare. Sunteți aici oameni care să puteți zice, eu am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu. Să puneți mâna pe un păcat sau pe alt păcat, să ziceți, ăsta l-am avut și Dumnezeu m-a iertat. Pe ăsta l-am avut și Dumnezeu m-a iertat. Ăsta m-a cucerit și Dumnezeu m-a iertat, dragii mei. Toți din locul acesta, dragii mei, am putea zice, Dumnezeu din cer m-a iertat de păcate. Pentru că Dumnezeu a pus această lege. Cine se căiește de păcatele lui, este iertat. Vreau să vă întreb, băiatul ăsta tânăr s-a căit de păcatele lui? Sau nu s-a căit? Păi și-a tot frământat mintea și-a pus banda și-a înregistrat pe banda aceea cuvintele acestea repetându-le mereu. O să zic, tata, am păcătuit de potriva celor și potriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argați. Și tot repeta asta pe drum, tot repeta până a ajuns acasă. S-a căit înaintea tatălui. Și, dragii mei, dacă tata a făcut sărbătoare, a fost pentru că tatăl l-a iertat. Acum vreau să vă întreb, noi suntem datori să iertăm pe cei pe care iartă Dumnezeu? Cine suntem noi să ne considerăm, dragii mei, oameni care nu putem să iertăm pe cei pe care Dumnezeu iartă? Dacă Dumnezeu iartă, eu de ce nu i-aș iertat. Noi de ce nu i-am ierta? Frate și surori, știți când l-a trimis Dumnezeu pe Anania la Saul din Tars, care era acolo undeva în Damasc, într-o casă, se ruga lui Dumnezeu. Prima reacție a lui Anania a fost asta, am auzit de toate relele pe care omul ăsta le-a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Care a fost replica Domnului Iisus Hristos, frate și surori, care? Dute că El este un vas pe care l-am ales. Iată că se roagă. Ce face Anania? Frate și surori, știți ce face Anania? Se scoală, se duce la omul despre care a auzit toate relele pe care le-a făcut înainte, și se duce și când intră în casă, primul cuvânt pe care îl spune este frate, pentru că dacă Dumnezeu în Hristos l-a iertat, eu de ce nu l-aș ierta? De ce nu l-aș ierta? O, dragii mei, băiatul ăsta de aici, care a decis să nu participe la sărbătoare, n-a avut tăria să-l ierte pe fratele lui pe care tata l-a iertat. Atunci când nu reușești să ierți, dragii mei, când nu reușim să iertăm. Viața noastră este o continuă tulburare. Venim la casa lui Dumnezeu și când îl vedem pe cel pe care n-am reușit să iertăm, pe dinăuntru nostru e răvășire, toată bucuria se duce. n în față nici jertfa Domnului, nici iubirea Domnului, nici iertarea Domnului, numai ce ți-a făcut omul ăla pe care tu nu poți să-l ierți, chiar dacă Dumnezeu l-a iertat. Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că sa Estera l-a chemat pe împăratul și l-a chemat pe Haman la sărbătoare. Avea ea planul ei pe care îl făcuse, să-l dea pe față pe Haman. Dar Haman a fost foarte încântat că el, dintre toți cei apropiați împăratului, a fost chemat la sărbătoare de împărăteasa Estera și s-a dus acasă. Când a ieșit din, din împăratul, împăratului a dat cu ochii de Marduheu. Iudeul la care să acolo la poartă. S-a dus acasă, și-a adunat toată familia și a zis către familie, arătându-le și prietenii, arătându-le bogăția, spunându-le despre poziția lui, spunându-le spunându despre onoarea pe care o are să fie invitat, dar zicea el. Când îl văd pe iudeul ăsta, toate astea nu valorează nimic. Când îl văd pe Cutărescu toată sărbătoarea nu mai valorează nimic. Pentru că n-am tăria să iert pe cel pe care Dumnezeu îl iartă și decid să nu particip la sărbătoare. Că așa a făcut băiatul ăsta. Deci, mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu uitați, din când în când avem sărbătoare și Dumnezeu din cer ne cheamă la sărbătoare. Tatăl ăsta a ieșit afară și a zis, băiete, vină la sărbătoare. Vină la sărbătoare. Toate sunt pregătite. Vină la sărbătoare. Și el a decis să nu participe din cauza acestei atitudini de superioritate. Eu nu sunt ca el. Din cauza atitudinii de nerecunoștință față de tată. Din cauza atitudinii de nemulțumire față de ce decide tata. Din cauza neputinței de a ierta pe fratele lui, pe care tata l-a iertat. Aș vrea să ne ridicăm în picioare acum, frați și surori. Să fie un moment de cercetare personală înaintea lui Dumnezeu. Oricum trebuie să stăm într-o cercetare personală înaintea Domnului și să vedem dacă în istoria noastră, când răscolim istoria noastră, dragii mei, descoperim momente când am decis să nu fim la sărbătoare și din ce cauză. Să cerem iertare de la Dumnezeu, dragii mei. Pentru că Într-un fel sau altul, poate urmărindu-ne în viață, într-un fel sau altul, cum tatăl s-a ieșit afară. Dumnezeu ne invită, vino la sărbătoare. Dacă ai decis să, să renunți, să nu fii la sărbătoare, renunță la gândul ăsta de a nu fi la sărbătoare, vino la sărbătoare. Ca așa spune Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu din ce să lumineze mintea noastră, să tocmească inima, să schimbe ceva în inima noastră. Să venim, dragii mei, să stăm cu Biserica Domnului. La sărbătoare, pentru că Domnul este cel care ne cheamă la sărbătoare.